De astăzi a intrat în vigoare un ordin comun al ministrilor educației și sănătății în care se prevede că în localitățile în care rata de incidență de COVID-19 este mai mică de 3 la 1000 de locuitori, cursurile școlare se vor face cu predare față în față, indiferent de gradul de vaccinare al personalului. Astfel, în județul Hunedoara, unde rata de incidență a scăzut foarte mult în ultimele zile, astăzi fiind de 4 la 1000, procesul didactic se desfășoară cu prezența fizică în clase în aproape 80% dintre școli. Începând cu data de 22 noiembrie 2021, în localitățile în care rata de incidență este sub 3 la 1000, activitățile didactice se pot desfășura cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar. Desigur, cu respectarea tuturor regulilor de igienă și de siguranță a elevilor și personalului. În județul Hunedoara, din totalul de 253 de unități de învățământ, 197 de unități de învățământ au intrat din fericire în sistem față în față. Au rămas 47 de unități de învățământ în sistem online, plus 9 unități care funcționează tot online din cauza problemelor de infrastructură. Legat de problemele de infrastructură, acestea se referă la două unități de învățământ din mediul rural, celelalte fiind din municipiul Deva, la acestea lucrându-se la montarea centralelor termice. La nivelul municipiului Deva avem în acest moment 7 unități de învățământ. Pot să vi le enumăr. Este vorba de grădinița cu program prelungit numărul 7, liceul cu program sportiv Cetate, liceul tehnologic energetic Dragomir Hurmuzescu, liceul tehnologic Grigore Moisil, liceul tehnologic Transilvania, liceul teoretic Teglaș Gabor și școala primară Samuel Deva. Trebuie precizat faptul că rămân în vigoare prevederile care spun că în școlile în care rata de vaccinare a personalului este de minim 60%, cursurile se reiau în format clasic, față în față, în ziua imediat următoare celei în care a fost atins pragul anterior menționat.